Astăzi l-am invitat pe un fost coleg de-al meu de la Umor uh, și un concurent care a intrat în finală. Opa, din păcate i-am luat eu banii. Da, nu sunt mândru să zic asta. farine. Uh, l-am invitat pe Mădălin yo. Bine ai venit, Mădălin. Eu, 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 bine te-am găsit, regăsit. Regăsit, că noi ne-am mai văzut. Da. Ce mai faci, Baros? Baros. Arată-mi pula. Nu, no, o țară, stai niște. Mai încolo. <laughs> Te-ai să prezinți un vlog. Da, eu în primă instanță am vrut să vin cu stand-up pentru că, na, acum toată lumea face stand-up și a zis că fac și eu același lucru ce pana mea, știi? Uh, dar cei din ăsta, din crew ai umor au zis că, bă, noi ne-am uitat la clipurile tale pe YouTube cu știrile de bacău, cu asta, da. de ce nu faci un vlog? În, de ce nu faci video, știi? Și am zis că, bă, eu cred că s-ar putea ah. fi o idee bună, știi? Și am făcut și chiar a fost... Da, M-am uimit și pe mine, wow știi ce am făcut Nu te aștepte să ai un răspuns așa de bun? Nu, nu mă așteptam, mă așteptam undeva, ca am cam zis pe alte live-uri Să am undeva poate 200-300 de mii de views, nu mă așteptam să trec în finală Aba. Dar na, Aba. toată lumea știa că am lucrat în Altex Normal. Pentru că și numărul de la iumor a fost cu Altex uh, Nu cred că mai e un secret pentru, pentru nimeni Um, farine și mai mult au avut prieteni uh, ah, prietenii mei ah. încredere în mine, sincer. Ei mi-au zis că, bă, vezi că o să ajungi viral, deși ei nu știau, ei nu știau numărul meu, știi? Eu știam că am trecut mai departe, dar nu eram, eu nu credeam că o să fie tu așa. numărul l-ai testat înainte de a-l prezenta la humor? Uh, da, l-am dat, cred că, la trei oameni, care erau tot prietenii mei din alte. trei oameni, atât. Și dacă am văzut că râd la o anumite faze, atunci, bă, dacă au de trei ori, pentru mine de ajuns, știi? Mai ales că nu făcusem chestia asta, să mă duc la umor, să câștig, să pana mea, știi? Papa? Te-a ajutat pe partea de promovare? Bă, m ajutat oh, și nu prea m-a ajutat, știi? Am crescut așa puțin pe aici, pe acolo, dar... Am ca caplafonat cumva într-un anumit moment, știi? M-am oprit acolo, nu-ți mai dau cu pumnii în barbă, stai liniștit. Și ziceam că a crescut canalul cu vreo 2-3 mii de abonați, a fost un număr nou de oameni, să zic așa, care m au văzut, care și-a făcut, o, și -a făcut o idee despre mine, dar mai important și ceea ce am vrut este să arăt din nou orașului Bacău că îl îndrăgesc, chiar dacă am plecat de acolo acum 3 ani, că oamenii de acolo sunt da. în continuare cu ochii pe mine și le mulțumesc pentru treaba asta și am vrut din nou să le dau un motiv să fie mândri că m-au susținut în tot acest timp, știi? Poți să compari numărul de din final cu ăla de audiții? Care crezi că a fost mai bun? În uh, preselecțiile. Da, preselecțiile? Da, preselecțiile au fost clar mai bune. Uh, a fost un număr gândit în preselecții, l-am gândit mult timp, știi, vlogul ăla vreau să-l fac de foarte mult timp. Uh, finala are legătură pentru mine cel puțin cu preselecțiile, cel puțin oamenii care se uită la <sus> numărul meu de la număr ar trebui Opa. să uite de la preselecții și apoi la finală ca să poată <sus> să înțeleagă, înțeleagă. firul acțiunii, știi? Hai, da. Asta am vrut să fac, am vrut să pun povestea, știi? Să pun povestea de după preselecție, să zic așa. Și cred că a ieșit destul de bine. Cred că ai ieșit destul de bine. Eu zic că a ieșit destul de bine. Cel puțin finalul ăla, știi, când îmi dau eu geaca și zic, bă, cău. Știi, pentru prima dată când l-am văzut la TV, s-a zburlit pe pe mine. Am căcat pe mine, efectiv. Am zis, mamă, cum dracu Eu am făcut așa ceva să moară Gigi. Eram acasă, mamă. Știi? După, deci după ce ai terminat tot, finala așa și mai departe, cum se s-a schimbat viața? După toată experiența. Bă cum s-a schimbat viața mea? Nici nu prea s-a schimbat viața mea, sincer. Aveam foarte mare încredere în mine că de aici încolo poate o să fac ceva, știi? Da. Au fost câțiva oameni care au stat cu ochii pe mine, până la un moment dat, pentru că oh. au și ei viața lor, îți dai seama. Dar nu mi s-a schimbat cine știe ce. La ora actuală eu nu am colaborăm, nu colaborez cu nimeni, tu ești primul care m a -ai invitat aici pentru prima dată de când. Da, ai încercat să vorbești cu persoane? A, bă da, dar e posibil să fiți sentit prea sus, știi Și. Cred că ar trebui să sunteți puțin mai jos sau eventual să fac o echipă, echipa asta a mea, să încercăm să evoluăm singuri, pentru că eu având tot timpul idei noi, s-ar putea Opa. ideile alea să prindă, știi? Uh -huh. Asta e chestia. Uh, dar da, la ora actuală. Bine că am avut și masca până acum, nu prea mă recunosc lumea pe stradă. Uh, când a fost preselecțiile și final am au simțit oamenii în Altex și au dat seama că sunt eu acolo, chiar la muncă, chiar cu mască, și eu zic că Bă, cred că te-am văzut uh. ieri la TV, știi? erau așa, dar au avut dreptate și au fost câțiva oameni care m-au susținut. Uh, am făcut și o poză în Altex, cu un fan probabil, știi? Uh, dar după, după s-a făcut liniște asta, și probabil, eu simt, deci eu simt în uh. momentul ăsta că nu așteaptă ceva de la mine, știi? Că chestia aia, bă, ai fost la umor, ok, s-a terminat, hai să vedem ce faci mai departe, știi? Da, știi, uite, au o chestie, nu poți cumva să treci peste trecutul tău și să rămâi uh, aici, acum. Bă, am moment. făcut asta, am făcut asta, cel puțin acum nu mai mă uit în trecut, știi? Ce văd de acum încolo, cum aș putea să evoluez ca și persoană, uh -huh. cel puțin, știi? Cel puțin acum nu, chiar nu mai, nu mai țin cont ce am făcut în trecut, dacă am făcut bine sau dacă am făcut rău. Uh, consider că sunt la București, sunt acolo unde mi-am dorit. Știi? Și... Opa. Pot pot să continui de aici că uh -huh. Eu sunt, la ora actuală, sunt împăcat cu mine Sunt împăcat cu sufletul Că sunt aici, sunt aici pentru oamenii care m-au adus aici Și încă putem să continuăm Drumul ăla pe care l-am vrut de foarte mult timp Ok ă uh, Băi, ce pot să zic? Spune, spune, spune să... și tu rețelele tale de socializare. Uh, nu păi uita să-i dați și follow pe Instagram și un subscribe pe, pe YouTube și pe TikTok, îl găsiți la fel. Da, o să Sky Madalin. Gheoc Sky Madalin este pe toate rețelele, oriunde. Deci, pe Ghiog, Sky Madalin, da. Pe toate rețelele, oriunde ești. Gheorghe Sky nu da. Nu, Sky ai ai Sky a y Bă, gata. Gheoc Sky Madalin. Gheorghe Sky ajutați-vă pe el să crească pentru că merită și ne auzim în episodul următor la Promenul la Mansardă. Nu uitați să zâmbiți pentru că asta este cel mai important și uh, să ne auzim cu bine. Vă pup, aveți de voi. Poți să spui și tu mesajul următorului tăi. Uh, bă, în primul rând îți mulțumesc ție. Cu mare drag. Ești, ți-am ești primul om care, eu, care am colaborat după ai omor, să Opa. zic așa. Pucarine. Uh, și Ua. oamenilor Ua. care sunt pe canalul meu, uh, Sper să rămâneți acolo în continuare, că urmează niște lucruri noi, lucruri care să fie, bineînțeles, amuzante și sperăm ah. să devenim, să să urcăm mai sus, să devenim cineva mai bun. Corect. Mersi încă o dată, Andrei, pentru și invitație. Vă pup, azi de voi și ne auzim pe la viitoare. Doamne, Doamne ajută! Doamne ajută! Hristos a înviat! Crăciun fericit! <laughs> Crăciun <-mi> fericit! <laughs>